Salutare, oameni dragi! Eu sunt Sandu Gospodaru. Astăzi ne-am hotărât să sacrificăm porcul. Eu l-am ținut la părinții mei pentru că eu lucrez de dimineață până seara și atunci nu prea am avut timp ca să mă ocup de el și n-aș fi vrut să-mi bag joc de porc. Părinții mei fiind pensionari, s-au ocupat ei, mai multe le-am dus ce le trebuie. Acum o să vă arăt cum facem noi, familia noastră, în Maramureșul istoric, tradițiile care îs la noi în Maramureș, cum facem pârjolitul porcului, desfăcutul porcului, o să facem și rețetele tradiționale, specifice Maramureșului. Eu sunt Sandu Gospodaru și vă doresc vizionare plăcută. Oameni dragi, acum o să ne apucăm de pârjolit porcul. Acum nu-l mai fac cu paie, anul trecut l-am făcut cu paie, tradițional cum se face, dar ținând cont că e un porc un pic mai mare de 200 de kilograme, și mă cam grăbesc un pic ca să apuc să termin, că e foarte mult de lucru cu el, să faci toate rețetele tradiționale, să-l desfac. Atunci o să-l facem de data aceasta cu butelia, cu gaz, cu pârjalău. Terminat de pârjolit porcul, acum o să aruncăm un pic de apă rece pe el și o să-l frecăm cu sare ca să se înnoie șoriciul. Pune apă. Acum eu trebuie să specific, oameni dragi, că eu nu sunt măcelar de meserie, dar mă pricep așa un pic pentru familia mea și pentru gospodăria noastră, cât să ne pricepem la orice, cât să ne tăiem porcul, să ne-l desfacem, chiar dacă nu suntem de meserie măcelari. O să facem așa cum am spus și rețetele tradiționale care se fac în Maramureș. Acum, bineînțeles că și la noi Maramureș, Maramureșul e mare și diferă tradițiile de la un oraș, de la un sat, la altul. Ia lungem așa, șoriciul o să se înmoaie bine, bine și îl acoperim cu o pătură sau cu o folie, care cu ce are, și îl lăsăm așa 10 minute să stea. Am lăsat porcul să stea cu sarea pe el, să stea aproximativ 10 minute și l-am învălit cu o pătură. Acum îl spălăm. Îl spălăm bine, bine, iar apoi o să ne apucăm să-l desfacem. O să vină și maică-mea imediat și o să ne ajute un pic când îl desfacem, să pregătim produsele tradiționale. Opa! Mă ajută și soacră-mea, care și ea e socăciță, cum se zice pe la noi, pe Maramureș. Am terminat de spălat o parte, o să-l întorcem și o să-l spălăm și pe cealaltă parte. Aruncăm un pic de apă peste el. Am terminat de spălat porcul, acum o să ne apucăm și o să-l desfacem, o să tăiem prima dată capul, căpățâna. O să folosesc cuțitele astea de la firma Madel, site-ul dumnealor este www.madel.ro, niște cuțite minunate. Acum luăm căpățâna jos. Ia uitați ce bine merg. Era să pățim un mic incident, pardon.
punem cătățâna aici. Eu o să le dau la soacră mea să o spele. Acum o să luăm spechile din față. Acum, oameni dragi, așa cum v-am spus, eu nu-s măcelar de meserie, dar mă pricep un pic cât de cât, să zic așa. Mamă, mamă, are vreo 18 kg, ca să zic așa, după aproximația mea. O să se ocupe socra și o să le spele. La fel procedăm și cu celelalte. Ia uitați ce șolduri frumoase, ce speche frumoase. Le punem aici și socra între timp se ocupă de ele. Acum o să ne apucăm și o să luăm și șoldurile din spate. Aici e un pic mai complicat, că trebuie să nimerești rotula ca să poți să le ai exact pe unde trebuie. Ia uitați ce șol frumos, ăsta are vreo, să zic așa, vreo 22-25 de kg, cam așa. Mere treaba, domnul Sandu. Mere, mere, numai să nimerim și rotulele. Aici e un pic mai complicat, așa cum am zis. Avem și o pisică, care au văzut și ea că tăiem porcul. Ia uitați ce șoldanie faine. Cred că are 25 de kg, e numai bine. Să-ți dea bunul Dumnezeu la anul și mai frumos și mai mare, să aibă toată lumea, pe românul pe masă, câte o miezie purcel. No, acum am întors porcul pe spate și acum o să luăm slăninile, o să începem și o să vedem ce slănină are porcul. Merea mea așa. Așa, o să începem să luăm slăgina. Un pic. Acum nu are foarte groasă slăgină, că a fost un porc mai mult de carne. Să iau celălalt cuțit. Unde l-am pus? Aici. După cum vedeți, are o slănină cam de două degete, nu-i foarte grosă ea, dar e perfectă, exact cât trebuie să fie. Nici nu trebuie mai grosă sau mai subțire, asta e perfectă cum e. Așa cum am zis, a fost un porc mai mult de carne. Hai să-i dăm și la pisica aia un pic, că una într-una stă pe aici, imediat. Oameni buni, la noi când se desface porcul, când se începe să lua slănina de pe spate, întotdeauna să servesc cei din casă și vecinii care participă
la tăietul porcului cu un pahar de hurincă. Acum noi o să ciocnim așa simbolic, să dea Dumnezeu la toată lumea câte un porcus pe masă. Nu o să servez pentru că merg cu mașina, mai am de umblat cu mașina, dar la noi așa e obiceiul, când se ia slăninile, se servește câte un pahar de hurincă. Să zice să dea Dumnezeu la altul an, mai mare porc să fie. Am luat și slănina, o parte e slănină. Acum o să o punem la porționat. Așa vom proceda, oameni dragi, cu toate slăninile. Acum e un pic de treabă când tai un porc, cam toată ziua ți-e ocupată. Și așa cum am zis, bineînțeles, o să facem și produse tradiționale. O să pregătim slănini, cârnați, tubă, caltabuș. Dar o să facem pas cu pas. Na, oameni buni, o să punem, socră mea o să se apuce și o să tauă pentru pomana porcului, o să punem și din spate, și din pulpă. Acum eu știu că la pomana porcului se pune și un pic de ficat și rinic, numai că noi nu o să punem ficat, pentru că nu le place la copii, iar noi din ficat facem pateu de ficat, facem caltaboșul. Dar știu că la pomana porcului să știți că se pune și un pic de ficat și un pic de rinic. Noi nu o să punem, pentru că nu ne place ficatul în pomana porcului și noi din ficat facem produsele tradiționale, pateul de ficat și caltaboșul. Un pic de șorici, vă servesc și pe dumneavoastră. Acum îmi cere tare că nu puteți să gustați, ia uitați ce subțire șoriciul. Foarte bun. Am mai bun, o să punem și de aici un pic la fript pentru pomana porcului. Noi punem și ceafă, și pulpă, și spată. Din tăiate punem, să fie cât de bun. Acum să mă iertați, dar mănânc șoric. Sănătate, Doamne ajută! Mai luăm de pe aici opticat. Astea tăiate opticat. Punem la pomana porcului. Acum am pus carne pentru pomana porcului, lăsăm să se frigă un pic până ce-și lasă un pic de suc propriu și după aia adăugăm o carne de apă și lăsăm să se frigă. După aia o să vă arătăm rețeta pas cu pas, o să o condimentăm. Și-a lăsat sucul propriu, acum adăugăm o carne de apă și lăsăm să se frigă. După aia revenim cu imagini. Acum o să o condimentăm pomana porcului, punem sare. Punem o lingură de boiar roșie dulce. Punem piper. Mestecăm. Punem usturoi. Am făcut aici usturoi cu apă și îl punem aici pisat. Două linguri de usturoi. Și mestecăm. Dacă gustăm, dacă mai trebuie, condimentăm cu sare, piper și gata pomana porcului. Imediat o să facem o tocană lângă pomana porcului, dar o să revenim noi cu imagini să vă arătăm. Oameni dragi, am terminat de făcut pomana porcului, de fapt nevastă mi-a făcut pomana porcului. Acum eu vreau să vă spun că noi am dus și la analiză și am făcut analiză, deci porcul în regulă, totul în regulă. Bineînțeles, așa cum îi stă bine moroșanului și un pic de orincuță. Vă doresc poftă bună, multă sănătate și numai bine!